dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal, Pavel Coșa. Am livrat prima comandă pe Pictoraman, nu zic adresa, de Pictoraman, strada Pictoraman, undeva pe lângă hotel sportiv și acum am o comandă la Elmet. Trebuie să arunc cu ea la Elmet. Vreau să văd și eu cine mai rezervă timpul, că am văzut că deja nici bine am intrat, deja am primit două comenzi. Vreau să văd și eu cine mai rezervă timpul. Ce putem face azi? Să vedem, trebuie să ajungem la Elmet. Ba? Ce frumos! Deci, la Taz stăteam degeaba, să-mi dau palme din nou. Am să fac o chestie frumoasă și cochetă. Mă, îmi place ca în comenz, că nu stau degeaba. Am zis că nu i-am de la nouă, că stau degeaba, dar uite că... Că văd că am comandă de la nouă. Cine a zis că nu am comandă la... Dacă eram la Glovo, la Taz, stăteam degeaba, spun eu. Sigur stăteam degeaba la ora asta. Mă, îmi place Glovo. Sunt... Plătește puțin pe comandă, dar... Plătește puțin pe comandă, dar ai comenzi. Ai. Într-adevăr, uite, văd că... O scos oră și eu n-aleam oră de la nou. Și-o scos-o și-am halit-o. Și acum am dat continuare, merg în continuare cu comenzile. Să mergem puțin pe aici, să ne băgăm și noi în trafic. Da, am stat un minut, mâncați, arpeți, șiru. Nu prea îmi place când trebuie să aștept la semafor. Da? Asta e. Stăm? N-am ce faci. Mă cam enervează că trebuie să stau la semafor. Ia să vedem, mergem jos? Foarte în sus. Hai să vedem și noi ce mai rezervă timpul. Trebuie să vedem între două comanda eu. Așa. Pedro, cred că Pătrășcanul, la liceu trebuie să o duc, în zona liceului. Oameni buni. Ia să vedem. Bă, nu spun. Și-o pe scărță să ajung. Am încat așa. Pune lucrat cu Pătrășcanul 2, dar nu știu exact. Cred că o fi... că nu-mi scrie nimic. Asta vedeam... Vine ai venit la lumea de dincolo... Germania! Mă uit, mă uit așa că astea din la țară nu prea sunt wow. Știi? Fetele astea de la țară. Nu prea sunt wow. Întreg ce vreau să zic. Nu prea sunt wow fetele astea, nu prea... Mă, nu prea mă atrage una de la țară. Să fiu sincer.
una de la tare nu prea mă atrage, să zic, bă, mă atrage așa de tare, dacă arat cât de cât o leacă în corp, nu zic dă în alea cu așa, bă, m-ar atrage, dar așa nu. Da, oameni buni. Mergem cu și-a treia comandă. V-am arătat o bună ciunii, dar era o leacă grăsuță. A, nu contează. Că era grăsuță. Arăta bine? Arăta bine. Că nu leagă voinicuțe, sunt fete voinicuțe, știți oameni buni, că sunt fete voinicuțe care arată bine. Că sunt voinicuțe care arată, nu mai zic acum, să le jignesc, că nu-mi place să jignesc fetele. Da, să mergem puțin comanda. Ia să vă arăt o bunătune. Ia să vedem unde e fetița. Ia să o văd. Am intrat în un magazin. În Cater Beteșegu. Vreau să vă arăt o tipă mișto, da. Am intrat în magazin. Da. Hai să deslegăm bicicleta și să mergem ducem comanda. Să le semna client comanda. Și vedem cine mai rezervă timpul. A, bă, fă-te verde, băi. Haide așa, fă-te verde. Transfer se cheamă. Ui transfer și ai acolo trimiterii fișierii și se detectează fiecare clip care vei, dar să nu fie mai mare de 2 giga. Ba da, și după aia îi dai link-ul lui, după aia îi trimit link-ul și el îl descarcă de pe link-ul ăla. Dar poți să-l iei separat, îl copii undeva și ăsta poți să-l tai în două bucăți și îl trimit pe bucăți și el îi unește. Ai auzit ce ți-am zis? Poți să faci o chestie. Iei clipul, faci 2 giga, el trimit, îl tai jumate din el și după aia vezi cât are jumate. Și îl trimit. Păi mai faci încă o dată trimiterii și trimiți partea a doua, aia care ai tăiat-o. Asta e singura variantă care poți să faci. Și dai acolo cu link, adică nu cu adresa de mail, ai acolo cu link și dai acolo setare la link. Că îi trimiți link-ul pe WhatsApp și el intră și descarcă de acolo. Ai spui că ăsta e link-ul de descărcare, intri, adică e valabil 7 zile, parcă așa știam.
Da, oameni, vă mai vorbesc și cu diaconul ăsta de Cătălin, la telefon. Ca să știți, nu spuneți că vorbesc singur. Vă explic cam ce trebuie să facă, că vrea să trimit niște poze cuiva. Și am auzit el de aplicat TEA WeTransfer și am explicat cum se face treaba. Dacă ați înțeles, dacă e mai mult, este o variantă, bă, ca să poți trimit mai lung. Dar trebuie să plătești, să-l cumperi. Faci un abonament anual. Mai auzi, bă, și faci transfer din mai lung. Și faci abonament din ăla, anual, nu știu cât e. 1,5 milioane sau 2, nu știu cât e pe an. Bă, îmi place la Glovo că nu-ți mai bag o oră, nu-ți mai bag comandă când o ai până în curs. Ca la Taz. La Taz îmi băga o comandă, eram în curs cu ea, deja mă trăteam cu alta. Hai, liber, depășește-mă, ce-mi poți? Hai să vedem, cred că avem la porturile alea, cred că. Zi-o dată... Așa, cred că la porturile alea trebuie să mă duc. Da, 8, nu știu când. Nu, s-am văzut prin oraș. Nu mai știu dacă am venit cărlă. Băi, nu contează, ai făcut anul trecut, anul ăsta n-ai făcut. Partea a doua, a scris partea a doua cu Scărlătescu. Dacă voi fi la muncă, te-ai gândit la treaba asta? Dacă voi fi la muncă. Stai, mă, unde? Hai să vedem noi ce avem noi aici. Trebuie să mergi pe strada Bujorului, dar nu știu pe unde e. Mă bat, mama, că nu știu pe unde e strada Bujorului. Sper să nu fie prin Izboare, prin Șerbănești. Sper să nu fie pe acolo. Că n-am chef de strada Bujorului pe acolo, prin Șerbănești.
Ia să vedem, vă duci. Duce. Deci dacă mă uit așa... Bă, nu știu, mă uit pe aplicații, că vă spune ceva de Mioriții. Bă, strada asta e alea că dusă cu... Că nu înțeleg nimica din strada asta, nu înțeleg nimica din ea. Fac comanda asta și mă duc acasă. Gata, e ultima. Vreau să văd dacă mai prind niște ori pe mâine. Mergem tot înainte, vedem în Șerbănești strada Bujorului. Dau palmi. Sunt niște copchilii. Stai vreo leagă acolo. Niște copilii. Dar arată bine, rău. Copii la 14-15 ani arată de zic că au 18-19 ani. Aia de bine arată. Îți vin să te barți. Asta e, n-ai ce faci. Trebuie să te supui. Forlobanul. De capul meu, de zelele mele, nu știu ce să mai vă fac. Nu știu ce să mai fac, că văd că lumea asta păi așa, poate și vă, într-un fel, s-o uită, bă, te-ai întors înapoi.
cine era bine acolo? Dar aș vede de treaba ta. Vezi de treaba ta că nu-i bine așa. Știi ce zic? Știi ce zic? Vezi de treaba ta că nu-i bine așa. Păi nu-i așa? Păi... Văd că unii... Cred că... Ca câinea pe sârmă, l-a vorbit mai mult decât trebuie. Și mă enervează chestia asta. Hai să văd cum intru. Fiți atenți, oameni buni, ce faceți? Trebuie să trec podul ăsta. N-am zis odată că am să iau o barcă cu geacanul ăsta de Cătălin, dar vedeți noi când luăm barcă. Mă, de bă, mă, alea și steagul ăla, precucat de steagul ăla. Mă, ce ai că mai căzut unul? Dau la un stan, am stat, dau unul. Ăla scade, oricum, mă spune-o că o să cadă. Steagul ăla. Bă, e frumos afară. Păcat că lucrez în partea elaltă și... Dacă nu lucram în partea elaltă și mai prindeam o oră, două, mi-l luam și pe alea. Da? Asta e când mergi la gacică bună. Și uite că îmi spui de gacicuț, frumos, ok, cochet, gata, deja plâng la tine și râde. Băi, îi faci un compliment, de asta are fetele. Când vede că îi faci complimente. Așa, mergem frumos. Da, să vedem și noi ce mai facem. Trebuie să facem și dreapta pe aici. Tot ce am zis că asta e ultima comandă, e a 5-a comandă pe ziua de azi. Deci 5 comenzi, la ta nu făceam eu 5 comenzi până la ora 12. Vă spun eu din surse sigure. De ale mele, că am lucrat și știu. Nu trebuia să alegi frumosul. Mai avem dimineață. Mă lecut țâcă și facem mai la adresă. N-am luat comandă pe strada asta, bujor. Măi, frumos afară!
cu mine cu nasul și tot timpul suflu nasul. Bla 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 bla. E cu ăla asta? Nu știu. Nu aici, așa și la următoare. Nu, mai am vreo străduță? Cred că aia e. Că alta nu mai e. Da, aici. Am mai fost pe strada asta, dar nu mi-am aduc aminte acum. Da, am mai fost pe aici. Dacă nu mă înșer. Nu vreau să-i dau bici pe la bicicletă, că după aia... Că după aia termină de bateria și nu mai am. Este o străduță la dreapta. Care în fără trebuie să lăsă o comandă, dar să vedem. Mă scăp de ea, că nu, nu mai pot. Oare asta o fi? Ia să sunăm mai. Spune că... Să-ți merg aici, oare? Asta-i? Oare sau... Următoarea. Stai fix să văd unde e.